V-am regăsit, stimați prieteni. Se pare că în ultimul timp nu prea mai reușim să ne înveselim citind ziarele. Ne vine zâmbetul înapoi pe buze când știm că avem un Dumnezeu suveran, care cunoaște toate detaliile, care conduce istoria, este încă pe tron. Dar zilele acestea aflăm tot felul de lucruri care ne îngrijorează. Pleci în vacanță spre Turcia și în aeroportul Atatürk. Uh, trec gloanțele pe lângă urechile turiștilor și nu mai știi dacă poți pleca de pe aeroport sau sfârșești viața acolo. Ești în Franța pe o faleză și un camion de câteva zeci de tone trece peste 84 de oameni, ucigând la oaltă femei, copii, uh, turiști veniți în vizită să vadă, uh, locuri frumoase sunt prinși în ambuscade sau sunt luați prizonieri. Cum să reacționăm? Ne luăm măsuri de prevedere, stăm acasă. Cea mai bună măsură de prevedere, ar spune cineva, este să stăm acasă, să nu mai călătorim, că nu cumva să ne expunem și să fim în locul cel mai sigur. Da, poți muri în casă, și cele mai multe decese au loc în maxim 5 km în jurul casei. Astăzi am un invitat special, un prieten de mulți ani de zile, ne cunoaștem de ceva timp și ne-am cunoscut. Pe terenul de misiune. Dânsul este om de afaceri și lucrează într-o industrie, despre care vom discuta în momentele următoare. Aș vrea să-i spun bun venit domnului Gaius Văduva. Bine, ai venit în țară, în țara în care. și ai venit cu un scop de această dată legat nu de afaceri, ci de cu totul altceva. Care este scopul vizitei de această dată în țară? Primul, rând vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat și vreau să mulțumesc televiziunii Credo TV pentru această onoare. Dar, într-adevăr, am venit în această vară în România pe câmpul de misiune în, împreună cu soția și doi dintre cei cinci copii. Am vrut să dăm o mână de ajutor celor care sunt în nevoie am vrut să uh -huh. răspândim Evanghelia Domnului Iisus Hristos să spunem și altora uh -huh. despre această mare minune și har pe care îl avem uh, fiecare dintre noi care credem în Domnul Iisus uh -huh. și cu ocazia aceasta am uh, zis că ne mai relegăm cu cei dragi ai noștri din România și în special pentru copii să cunoască uh -huh. Primele două zile am fost în Ucraina la Poroșcovo. Correct. Da. Ne puteți povesti puțin ce am văzut? A, a fost o experiență foarte unică și mie personal așa m-am legat un pic mai aproape de ei pentru că înțeleg ce înseamnă să fii un emigrant într-o țară străină. Am mers în Poroșcovo căutând românii care locuiesc și în acea izolație în, în Ucraina. Uh -huh. Am mers în acel sat ca să ne întâlnim cu misionarii care locuiesc acolo și lucrează cu ei um, și am vrut ca să vedem noi la fața locului, să-i cunoaștem nevoile care sunt acolo um, și mm. într-adevăr a fost o, o experiență unică uh, din multe perspective din foarte multe perspective, nevoile sunt extrem de mari um, dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu în special pentru uh, acei demisionari, pentru Ion, Ion Pătraș și Gabi Pătraș care locuiesc acolo, s-au dedicat și au dedicat viața ca să îi ajute pe acei oameni Următoarele zile le petrecem vizitând bolnavi, pe cei în nevoie, pe cei care sunt la limita dintre uh, viață și moarte. Uh, știm că de ceva vreme ați pornit o afacere cumva atipică. Este un concept nou, uh, este o firmă de asigurări. Da, dar o firmă care se ocupă cu asigurările de viață. Întrebarea mea este, de ce un creștin, odată, de ce și-ar face asigurare de viață și apoi de ce un creștin ca dumneavoastră ar asigura pe cineva? Pentru că știm din Psalmul 139 cu 16 că toate zilele noastre sunt scrise în cartea sa mai înainte de a fi fost una dintre ele Știm că Dumnezeu ne-a numărat toți fire, toate firele de păr din cap, știm că nu putem adăuga un lat de palmă sau un cot vieții noastre, avem noi credincioși, avem viața asigurată prin mântuire. De ce un creștin s-ar ocupa cu asigurări de viață? Și sunt, cunosc, mai cunosc pe lângă dumneavoastră, mai cunosc și alții care se ocupă cu asigurări de viață și de ce un creștin ca mine, spre exemplu, care am o asigurare de viață și-ar face asigurare de viață? Foarte bună întrebare și e o întrebare care adeseori iasă la suprafață în timpul discuției cu clienții, în special dacă sunt clienți credincioși care mă întreabă astfel de, de întrebări. Cred că prima reacție sau prima senzație este că adeseori o prea spiritualizăm. Această uhum. decizie. Uh, și trebuie să dăm un pas în urmă să înțelegem, practic, care este riscul, ce înseamnă și care este, care este scopul acestui contract, dacă am putea spune așa, contractul unei asigurări de viață. Uh, <coughs> Pe lângă asigurări de viață, facem și asigurări de mașini, asigurări de imobiliare uh, pentru afaceri și un, un aspect interesant este în felul următor. S-ar putea să trăiești o viață întreagă. Și să fii șofer de 40-50 de ani, și niciodată să nu fi făcut sau să fi implicat într-un accident. Uh -huh. um, s-ar putea să locuiești în, în, în aceeași casă sau toată viața ta și să n-ai niciodată o pagubă sau daună uh, casei tale pe care ți este dragă, ai dat o, o, o groază de bani pe ea. Deci cumperi un produs pe care s-ar putea să nu-l folosești niciodată? Corect, s-ar putea să-l folosești niciodată. Deci, asta este. cumperi un produs ca să te protejezi de anumite riscuri riscul de a face, dacă faci un accident, um, vrei ca asigurarea, un contract de asigurare să ți plătească paguba pe care tu ai cauzat-o. <gânt> um, dacă îți arde casa, vrei ca să nu îți pierzi investiția care ai pus-o acolo, <gânt> ci ai vrea ca cineva să îți te reimburseze, să te ajute atunci la momentul de nevoie, când s-a întâmplat această down, această pagubă. Um, și nimeni nu știm când se întâmplă o astfel de pagubă. În un, un verset care îmi place foarte mult este din Proverbe 27, cu 12. Îl putem, dacă îl, putem îl puteți citi, e. vă rog. Omul chipzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Da. Deci, omul chipzuit vede răul și se ascunde, adică se protejează. Uh -huh. Ce se întâmplă că nici măcar nu vezi răul care îți vine? Deci, nici măcar n-ai văzut pietonul care ți-a tăiat calea sau uh, nici măcar n-ai văzut fulgerul care ți-a venit și ți-a trosnit casa. Deci a acestea sunt primejdile și riscurile care ni le asumăm um, și fiecare dintre noi le înțelegem foarte bine și foarte da. clar. Adeseori când luăm această decizie de a uh, obține un contract de asigurare, ca orice altă cumpărătură da. pe care o facem, este o decizie sentimentală. Am cumpărat o, o mașină nouă și am dat o sumă destul de frumoasă pentru acea mașină și ne este dragă. Uh -huh. Cum să nu asigurăm? Este, am, dat, este foarte dragă. Da, asta e întrebarea mea. Dacă nu știu că aveți discuții, cu în special cu cei credincioși. De ce un credincios să-și face asigurare la mașină și nu face face asigurare de viață? Exact. Asta e o întrebare. Nu e cumva o ipocrizie? Îmi fac asigurare la mașină pentru că e obligatorie, dar sunt atâtea lucruri în care alegem să nu ne supunem civic dacă e împotriva credințelor noastre ca evanghelici, ca să Deci, în lumea, dacă este împotriva credinței mele să-mi fac asigurare pe un lucru, atunci nu mă supun civic. Punct. Da? De ce unii își asigură mașinile? Pentru că știm că sunt mașini lovite și mașini care vor fi lovite. Uh, și când este vorba de viața noastră, Adică, mai, mai precis nu de viața noastră, ci vom să vedem vorba de, de cei, despre ce care, da. care implicații, despre ce e vorba. De ce atunci facem această discriminare? Aproape că nu face sens. Ne asigurăm un metal care s-ar putea niciodată să nu-l accidentăm, uh -huh. dar când e vorba să uh, ne asigurăm viața, și practic o se numește o asigurare de viață, dar este o asigurare în caz de deces. Uh -huh. um, suntem mai reticenți, avem anumite ezitări în a face acest pas. Um, <coughs> am început să spun că adeseori parcă o supra-spiritualizăm această decizie. Practic, când luăm această decizie, dacă avem nevoie de o astfel de asigurare, sunt câteva întrebări, o asigurare de viață, sunt câteva întrebări care trebuie să ni le punem și să, ne, să facem o scurtă evaluare. Okay. În mare parte, cei care își obțin, își cumpără o astfel de contract, își cumpără un astfel de contract pentru trei motive. Uh, primul motiv s-ar putea să fie că ei sunt cineva, o să -o, hmm. o cineva, un om de mare importanță. Hmm. Al doilea motiv este, s-ar putea să fie pentru că ei sunt datori cuiva. Da? Hmm. Ți-ai făcut un împrumut la bancă, ai rămas dator și banca te obligă să-ți. în caz de deces. Um, și al treilea motiv. banca, exact că va recupera. Va recupera pierderea. banii. Da. Sau al treilea motiv pentru care îți cumperi o asigurare de viață este pentru că iubești pe cineva. Deci hmm. motivul pentru care. Ne sculăm în fiecare dimineață și mergem la servici, ne întreținem familia, ne întreținem copiii, mergem la servici ca să ne întreținem familia, copiii și uh -huh. nivelul de viață. E, ce s-ar întâmpla dacă mâine -ai mai, nu te-ai mai trezi? Ce se întâmplă cu soția, ce se întâmplă cu copiii care țămân în urmă? Um, venitul tău a încetat. Este într-adevăr o tragedie foarte mare sentimentală să pierzi pe cineva drag. Absolut, fără nicio discuție, și nimeni nu va putea înlocui acel tată sau acel soț. Dar pe lângă acea tragedie sentimentală și emoțională, va mai fi și încă o tragedie financiară. Pentru că acel salar, acel venit se va opri. Și atunci, felul în care putem remedia acest risc, putem strânge bani la, la bancă și atunci punem în fiecare lună o sumă la bancă. Și atunci când vine decesul, pentru că întrebarea nu este dacă vine sau nu, întrebarea Prima este când? când va veni decesul, avem acei bani puși deoparte pentru copii, pentru soție, pentru cei, care, pentru cei dragi pe care îi iubim și îi rămân în urmă. Problema este în următor, nu știm când și dacă îți pui 100 de euro pe lună sau 100 de dolari pe lună la bancă, s-a strâns într-un an de zile 1200. Dacă uhum. ai murit peste un an de zile, ei rămân cu 1200 în urmă. Dar dacă îți cumperi un contract, o asigurare de viață, și nu întotdeauna este pentru toată lumea un astfel de contract, trebuie să-ți mm -hmm. faci o evaluare, să te evaluezi, în special evaluarea financiară. Dacă îți cumperi un contract de asigurare, acel contract de asigurare funcționează în felul următor: ai cumpărat asigurarea și, în momentul decesului, cei dragi beneficiarii primesc acea mm -hmm. sumă de bani. Când va fi acel deces, în termenii acelei asigurări. Mm -hmm. um, deci, este o decizie financiară. N-are nimic de a face cu faptul că sufletul ți este mântuit sau nu. Mm -hmm. Adesea, am întâmpinat oameni care spun, dragul meu, Domnul se va îngriji, nu trebuie să mă îngrijesc eu. Mm -hmm. Și atunci, întreb, e bine, atunci, ce mergeți la lucru în fiecare dimineață. Nu, Domnul ar trebui să se îngrijească, dar Domnul, conform Sfântului Cuvânt, ne dă înțelepciunea ca să știm, să vedem răul că are potențialul și va veni și noi trebuie să ne protejăm, să ne pregătim pentru acel moment. Acesta pomenit, versetul din Proverbe 27 cu 12, este doar, este doar unul dintre multele versete Corect. din Proverbe și nu din întreaga Scriptură care vorbește despre prevedere. Da. Există două lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Providența lui Dumnezeu. Și aici uh, providența înseamnă capacitatea lui Dumnezeu care îi aparține numai lui Dumnezeu de a vedea înainte. Providența lui Dumnezeu uh, pe care noi nu o avem. Noi nu știm rău, cum a spus, nu vedem rău. Ne pregătim pentru orice. Nu știu dacă voi face cancer în următorii în următorii 2 ani sau voi fi diagnosticat cu boală terminală în următoarele 2 luni. Și este prevederea omenească. Prevederea omenească se bazează pe o bază de date pe care noi am adunat-o datorită experienței. Ne uităm în trecut, mă uit la moștenirea mea genetică, mă uit la familia mea, mă uit la faptul că am doi frați care au făcut infarct miocardic uh, unul după altul prin fractură de corp, mă uit la toate aceste lucruri și îmi fac niște calcule. Iese, nu cunosc viitorul, dar pot bănui anumite lucruri, călătoresc foarte mult, merg uh, cu mașina prin traficul din România, ei, toate aceste lucruri sunt calcule despre care ați vorbit și pe care, în, în cumularea aceasta de date, de informații, pe care mi le-am introdus în minte și pe care experiența mi le-a adunat, îmi fac niște planuri de viață. Dar unde este Credința? Nu spune Scriptura să mergem prin Credință, nu prin vedere, adică prin Prevederea omenească, să mă încred numai în Providența lui Dumnezeu. Cum fac legătura între prevederea omenească și providența lui Dumnezeu? Prevederea omenească este neapărat un lucru rău? Sau este nu, contra credinței? Nu, absolut deloc, absolut deloc. De Cum? obicei aceste uh, scuze, așa le pot numi, uh -huh. sunt uh, ca un fel de uh, o ceață, un abur care cine, cei care intră în discuție vor să ascundă faptul că le este frică uh -huh. de acel moment al vieții. Deci, înainte de a, de a discuta despre o de viață, mai întâi trebuie mm -hmm. să discutăm despre acel moment final al vieții. Despre deces? Despre deces, corect. Mm -hmm. Și mulți oameni f își fac tot felul de scuze și tot felul de teorii teologice chiar, cum mm -hmm. să se scuze, să evite chiar discuția despre a, moartea lor proprie. Mm -hmm. uh, și rolul unui agent de asigurări este ca să îi ajute pe oameni să, în special dacă sunt creștini, să aibă o, uh, absența aia de frică, pentru că avem mm. mântuirea lui Dumnezeu și adeseori în discuții cu, cu oameni, cu clienți, intrăm foarte mult în subiectul respectiv și ce se va întâmpla cu ei după mm -hmm. decesul lor. Um, dar, odată ce ai rezolvat această discuție și clientul sau omul este. Își, uh, lejer cu ideea că într-adevăr va veni acel moment al vieții acum dacă suntem de acord hai să pregătim aspectul financiar uh -huh. pentru că la fel cum îți întreții familia și te, îți, uh, ești un, un bun uh, câștigător pentru cei dragi ai tăi, la fel poți să-ți întreții familia și în absența ta printr-un contract de asigurare uh -huh. scopul de obicei nu este ca să faci milionar din cei dragi dar scopul este în acel moment de criză să le lași o anumită sumă de bani prin care ei pot să se pună pe picioare, să treacă prin această criză. Pentru că, într-adevăr, pe lângă criza sentimentală, va fi această criză financiară, um, pentru că asta este realitatea vieții. Dacă ești multimilionar și n-ai nevoie, n-ai datorii, uh, banii spun la, puși la bancă, uh, ești în regulă, s-ar putea să n nevoie de o astfel de, de asigurare. În uh, țara noastră nu prea este popular Conceptul de asigurare de viață. Înțeleg că în Statele Unite s-a dezvoltat destul de mult uh, industria aceasta. S-ar putea să vină și înspre noi și cei care ne urmăresc, fie că sunt credincioși sau nu, vor fi curtați de tot felul de agenți de asigurare, să le ofere uh, asigurare de viață. Aș vrea să ne descrieți două lucruri. Unu, cum funcționează o asigurare de viață? Care este mecanismul? cineva face un contract, în ce termen, ce ar trebui să citească, ce presupune un asemenea contract și în ce cazuri se returnează banii și cum. Deci cum funcționează, care e mecanismul. Și în al doilea rând, cum ar putea un ascultător sau un telespectator al nostru să se uite și înțelept să decidă care este cea mai bună opțiune pentru el. Pentru că o asigurare de viață se face precum un costum, să -ți se potrivească. Să asta, de sănătate, să fac analize medicale, în funcție de vârstă, în funcție de stare de sănătate. Dacă îți îmbunătățești viața de sănătate, de exemplu ai slăbit 30 de kilograme și uh, inima îți funcționează perfect, s-a scăzut tensiunea, probabil se renegociază contractul. Deci aș vrea, din experiența, tocmai de asta stăm noi de vorba astăzi, pentru că veniți dintr-o țară care are mai multă experiență, și lucrați într-o industrie cu ceva mai multă experiență decât alți asiguratori români care acum încep să ne curteze pe toți cu astfel de produse. Deci, prima dată, cum funcționează, tehnic vorbind, dar prin înțelesul nostru al tuturor, al profanilor, o asigurare de viață? Sigur, am să încerc să dau anumite principii, cu toate că fiecare contract este destul de unic și nu putem da. în timpul care avem astăzi să... Discutăm despre toate contractele, dar în, în marea parte, uh, și mă refer acum la contractele care sunt în în, state, în Statele Unite, uh -huh. pentru că acolo lucrezi și acolo mi este da. domeniul. Uh, din câte înțeleg, și cele din România sunt destul de asemănătoare. asemănătoare. Da. Uh, un, un contract de asigurare de viață, mai întâi se face o aplicație și în acea aplicație uh, asiguratorul te evaluează, pe tine ca uh -huh. și cel care aplici. Se evaluează sănătatea, mai multe, mai mulți factori: uh -huh. um, vârsta, istoricul familiei, istoricul tău propriu, și atunci, odată ce ți-a terminat această evaluare, îți oferă un contract de asigurare um, pentru care aplicați. Ar putea să fie la suma care ți-a oferit-o inițial sau ar putea să spună nu, inițial ți-am dat suma aceasta, dar acum, după ce am făcut această evaluare, prețul va urca sau chiar s-ar putea să te respingă pentru că uh -huh. ești deja prea bolnav. Prea multe riscuri. Prea multe riscuri, riscul e prea, prea mare. <coughs> Și atunci contractul da. acesta practic se face pe o anumită perioadă de timp. Adică compania spune eu mă angajez ca să-ți ofer ție un contract pe această perioadă de timp că dacă în următorii, de exemplu, 20 de ani vei deceda vom plăti uh -huh. această sumă fixă. și atunci Sumă care va fi plătită beneficiarului, familii, soții, pe tuturor. Pe cei, cei care a aplicat, îi desemnează. Desemnează, da. Poate să fie. Foarte mult se practică în America uh, și conceptul de uh, zeciuială. Deci uh -huh. pe aplicație ți-ai pus acolo copiii, familia și 10% din acel contract se meargă spre biserică sau spre o fundație care este. Caritabilă ție. sau. Exact, deci, indiferent. Să, să presupunem că eu sunt un astfel de aplicant. Mi se evaluează starea de sănătate, sunt evaluat de către asigurator, aștept răspunsul și când vine răspunsul, primesc ceva de genul următor. Pentru următorii 30 de ani, dacă vă mai rămâne 3, 20 sau până la sfârșitul zilelor, care s-ar putea să fie anul următor, plătiți o sumă lunar, anual, săptămânal, la fiecare salariu când. De obicei se plătește lunar. Da. Deci o anumită sumă lunar pentru asigurare. Toți acești bani intră unde? Compania administrează aceste fonduri și ei la rândul lor fac investițiile lor, dar ei se angajează ca să-ți plătească suma pe care s-au angajat în contractul respectiv. Din partea dumneavoastră ca și client trebuie să evaluați destul de bine puterea financiară a acelei firme. Aha. Deci eu trebuie să mă uit la firmele care sunt pe piață și să spun din istoricul, ei mi-evaluează mie istoricul. Da. Eu le evaluez lor istoricul. Corect. Este o coevaluare. Exact. Da? Uh, și evaluându-i să mă gândesc care dintre aceste firme are mai mult istoric, mai multă tradiție. De aceea, la unele firme spune, înființat în anul 1917. Corect. Dacă are în 1917, are deja 100 de ani. Într-o 100 de ani, dacă au rezistat pe piață, probabil au destulă de tradiție și putere financiară să mă ajute și pe mine. Dacă e înființat în 2007, s-ar putea să fie mai suspect. Uh, Corect. În mare parte, cu toate că Longevitatea firmei nu neapărat spune e o Spune puterea firmei. Cel ce, ce, ce puțin în Statele Unite ce există um, se numesc rating agencies, adică a, agenții care evaluează puterea financiară a firmelor financiare. Și de acreditare, și, că Exact, sunt, exact. Sunt niște agenții de acreditare da. și de evaluare. Și atunci le dă o notă. Și fiecare firmă, această agenție independentă, le, le dă notă. De, Bun și acestea sunt financiară. informații publice, Corect. deci le, po le pot găsi da. pe site le pot găsi de deci exact. aceste notări, da, aceasta este o informație importantă pentru telespectatorii noștri. Deci se face o evaluare reciprocă, Da. Uh, dumneavoastră mă evaluați pe mine, eu vă evaluez pe dumneavoastră și ajungem la concluzia că putem merge mai departe împreună, right. plătesc o sumă săptămânală sau anuală în cazul meu, plătesc o sumă anuală, și aceste, aceste sume se duc în niște fonduri de investiții. Corect. Care pot fi sigure sau cu un risc mai mare. Well, uh, fac o paranteză aici, un, da. un pic. <coughs> în mare parte, cel puțin în state, um, sunt două tipuri de asigurări. Un prim tip de asigurare este ceea ce se numește o asigurare de termen, adică fără nicio acumulare de capitală. Uh -huh. Este foarte semnătoare cu o asigurare de mașină. Ce înseamnă acumulare de capital pentru cei neinițiați? Voi ajunge acolo, hai să explicăm ce nu, care este sau cum arată cea uh -huh. care nu are, are acumulare de cap capital. De exemplu, o asigurare de mașină, ai cumpărat o asigurare de mașină, ai condus 30 de ani, uh -huh. după 30 de ani ți-ai dat seama că n-ai avut niciodată niciun accident, ai plătit o droaie de bani și, de obicei, până în prezent, niciun client nu ne-a sunat vreodată și spune. Am plătit vreau 30 de ani, vreau să recuperez banii. Mm -hmm. N-am avut accident, mulțumesc lui Dumnezeu, tot în regulă, mm -hmm. banii rămân la compania de asigurare. Mm -hmm. uh, și așa funcționează și asigurarea de, de obicei, de cea de ce se numește pentru anumite termeni, fără acumulare de capital. Mm -hmm. Ei, s-au introdus produse cu acumulare de capital. Adică, uh, în loc să plătești o sumă minimă, plătești o sumă mai mare și dacă peste 30 de ani sau 40 de ani. Ai ajuns la bătrânețe, copiii ți-au crescut, datoriile ți le-ai achitat, casa ți este achitată, nu mai ai nevoie, pentru că de aici se începe. Uh -huh. Primul pas se face o evaluare și aici un agent bun îți face o evaluare dacă într-adevăr ai nevoie de asigurare de viață și la ce sumă, la ce valoare. Uh -huh. uh, pentru că dacă ești familie tânără, ai copii mici, nevoia ții mai mare față uh -huh. de dacă ai fi la pensie, toate datoriile ți-au achitate, nu mai ai așa mare nevoie. Și atunci, cei care au inventat aceste produse au spus în felul următor. N-ar fi frumos la anii de bătrânețe să îți recuperezi banii sau parte din banii pe care ai plătit în această asigurare și atunci am pus doi uh -huh. iepuri. Dacă în decursul de 30 de ani sau 40 de ani ai decedat, poliția plătește suma respectivă. Dar dacă n-ai decedat, îi mulțumesc uh -huh. Dumnezeu că încă mai ești în viață, te poți bucura de nepoți. Ce fain ar fi să primești și acești sume de bani ca să suplimentezi pensia sau sau ca să-ți nepoții la facultate, spre exemplu, Cum, să le plătești exact, studiile exact, dacă sau, vrei. Exact. Și atunci s-au introdus aceste produse, aceste asigurări cu acumulare de capital. Fiecare companie dă o, 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 o rată sau o acumulare diferită. se, te, se numește o, Ți se oferă o ilustrație. Uh -huh. Și aceea situație este destul de lungă, destul de lailată bineînțeles, uh, nicio companie nu vrea să se angajeze la o sume exagerat de mari și dacă o companie îți promite marea și sarea, de obicei, ala e un semnal uh, destul de indicativ că If it's too good to be true, it's, too, too tr uh, it's not true. Uh -huh. deci adică dacă este prea frumos să fie adevărat, prea frumos adevărat, să fie adevărat. Da, da trebuie să o evaluezi clar, că de obicei oferă... Um, Dobânzi destul de modeste și mici. Dacă îți recuperezi banii sau partea ei Întrebarea mea este încerc să gândesc conservator în felul în care știu că gândesc unii dintre părinții și bunicii noștri de ce uh, v-aș face uh, dumneavoastră firmelor de asigurări business și nu aș face un fel de groapă în pământ cu un cufăr în care aceeași sumă pe care vă dau să o depun în cufărul respectiv și să le dau spre cunoștință nepoților mei unde este ascuns cufărul ca să-l deschide la un moment dat și să-și recupereze banii de acolo. Suma exactă. De ce să mă pun la risc dacă se întâmplă ceva, vreun război mondial sau mai știu eu ce. De ce n-aș depune sumele respective așa, în bani cash la saltea, cum se spune? Um, depinde, s-ar putea... Ca acea soluție, acel, acel cufăr, să fie într-adevăr o soluție bună pentru acel individ. Depinde da. de vârsta individului, dacă este un, un, un bunic sau bunică care deja este la apusul vieții, uh -huh. nu, mai are, nu mai depinde nimeni de salarul lor sau de venitul lor, își pune banii la, la un cufăr. Uh -huh. S-ar putea să nu se califice pentru uh -huh. o asigurare de viață. Uh -huh. De obicei, dar, însă, persoanele mai tinere care au copii și care încă au potențialul de a trăi o viață mult mai lungă acei bani la cu care s-au strâns s-ar putea să nu fie suficienți pentru nevoile financiare și aici iarăși revin la ideea că fiecare familie își face o evaluare cam ce sumă ar fi suficientă. Un și imaginați-vă un alt lucru că am descoperit un cufăr cu banii de acum 30 de ani între timp câte, de câte ori s-au schimbat de câte ori s-au tipărit alți bani banii respectivi n-ar fi decât niște vălătuci de hârtie și ceva metal aruncat da. în pământ. Corect, în sensul că și bani, uh, valoarea bacelor bani a scăzut da. în cursul de 30 de ani deci măcar să câștigi o mică dobândă dacă te pune la bancă în, să câștigi da, o eu, eu tot încerc să găsesc alternative ca să mă feresc de aceasta să fac investiții, eu să vă spunem că sunt un om de afaceri modest, dar destul de înțelept să fac câteva investiții imobiliare, cumpărări de terenuri, clădiri, și să las asta spre viitorime, spre copii nepoți. Și făcând asta, ei să aibă cumva o asigurare, familia mea să fie cumva pusă la adăpost. Uh, foarte bună întrebare. Diferența sau deosebirea sunt în felul următor. Imobiliarele, investițiile, planurile de pensii, le creăm și le. Uh, le susținem și le facem investiția pentru riscul că vom trăi prea mult mm -hmm. și vom ajunge la bătrânețe. Dar ce se întâmplă cu riscul dacă vom deceda mâine, mm. sau peste o săptămână, sau peste o lună? Majoritatea investițiilor despre care le-ați spus dumneavoastră vor crește în timp, pe parcurs, numai dacă e câștigat la loto mm -hmm. care nu se, nu se, da, de obicei, nu, nu se ia în considerat ca o, ca o, ca o investiție. Da. Um, alea sunt investiții pe care le faci pe termen lung, dar vorbim despre riscul decesului. Ce se întâmplă dacă ai decedat în următorul an sau în următoarele șase luni? Nu știm când va fi acest risc. Um, sau, din cauza aceasta, asigurările de viață de obicei sunt metodele financiare ca să te protejezi financiar împotriva acestui risc. De a da prea devreme în viață, și cei dragi să-ți rămână uh, descoperiți financiar? Am hmm. înțeles. Deci plătim o sumă, se întâmplă, iată, într-un fel, toți suntem diagnosticați cu o boală terminală, se numește bătrânețea și moarte. Plata păcatului este moartea. Toți vom muri într-o bună zi. Se întâmplă decesul, beneficiarii merg să recupereze. Care sunt cazurile în care uh, mă pot trezi păcălit? într-un fel. Deci mă duc acolo și firma spune, ne pare rău, nu se califică, soțul dumneavoastră nu avea ce căuta în Turcia în conflict. Este în conflict, a fost anunțat, ambasada română, consulatul român a dat semnal că nu se să, 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 nu că să călătorească, a călătorit, nu vă putem da banii, s-a expus prea, unui prea mare. Da. Există a... posibil un asemenea scenariu? Nu zic nu, Uh, dar fiecare contract are niște clauze. niște clauze care specifică exact care ar fi circunstanțele uh, care nu ar plăti. Uh -huh. uh, de exemplu, cea mai mare clauză care nimeni de obicei nu se gândește este sinuciderea. Uh -huh. uh, ce se întâmplă dacă cineva vrea să-și cumpere are acest gând și își cumpără o asigurare? Uh, sunt clauze care aceste asigurări de obicei uh, dar fiecare asigurare este... Da, vrea să doneze niște bani familiei, își face o asigurare de un milion de dolari, se duce și trage un glonț în cap. Deci nu îi se dă... Depinde și de contractul pe care l-a luat. Dar de mm. obicei, contractele asigurări sunt făcut în așa fel încât dacă clientul a, avut, a fost rău intenționat când și-a cumpărat acel contract, Uh -huh. uh, sunt clauze ca firma să se protejeze, să nu trească să fie obligată să. Uh -huh. dacă a mințit, dacă a uh -huh. fost rău intenționat, uh, fraudă, lucruri din astea. Da. Uh, în cazul în care uh, s-a întâmplat, mergem pe scenariul cel mai bun, s-a întâmplat de CSO, ce pași ar trebui să facă familia mai departe și ce beneficii ar avea? Întrebarea este următoarea, pentru că unii și imaginează așa, depun. O sumă în fiecare lună și voi recupera de 3 ori mai mult sau de 4 ori mai mult, în funcție de contract. Există posibil uh, există posibilitatea aceasta? Uh, deci, depinde de contractul pe care l-au cumpărat, se poate câștiga în sensul că, dacă ai cumpărat contractul acum de, să zicem, 100.000 de dolari și plătești 100 de dolari pe lună și ai plătit 6 luni. Da. În a șaptea lună ai avut un accident și ai murit cu uh -huh. mașina. Da. Deci ai plătit 600 de dolari și familia a primit 100 de mii. Deci dacă, te gândești, dacă ne gândim din perspectiva uh, cât a câștigat, cu care a fost the, the rate of return, uh -huh. e o sumă extraordinar de, de mare. Dar ideea este că nu știi dacă va fi peste 6 luni sau dacă va fi peste 60 de ani. Uh, deci companiile plătesc conform contractelor lor și de asta e bine ca un alt, o altă specificare, agentul prin care se cumpără asigurarea ar trebui să fie cel care descrie și explică detaliile acestui contract, ce acopere și, și bineînțeles responsabilitatea este pe client să-și citească contractul, să se documenteze A, cu să alte cuvinte să citim foarte atent da, absolut. ce e scris cu litere mici a. Este extrem de important să, vă, să se documenteze fiecare persoană, să citească, să se familiarizeze, să-și facă un pic de, de, de temă de casă. Aici un sfat pentru telespectatorii noștri în orice lucru care vi se pune sub ochi. Că e contract de împrumut la bancă, că este contract de călătorie temporar, contractele acestea pe care le facem la ieșirea din țară. Citiți cu atenție fiecare pagină. Durează mai mult, este plictisitor. Unii care concep asemenea contracte, tocmai pe asta se bazează, că văzând 10 pagini scrise cu litere mici, vă va fi prea lene să citiți toate clauzele de acolo. Cei scris cu litere mici, nu vedem, vă va fi foarte greu să citiți acolo. Citiți cu atenție, cereți timp de gândire și cereți consiliere. Pentru aceasta avem, iată, asiguratori creștini în care putem să avem încredere ca, între frați, vi s-a întâmplat să se dezvolte tipul acesta de relație, să vină frazi din biserică, credincioși care să spună, fratele meu, am mai mare încredere în dumneata decât am, dă-mi un sfat, sfătuiește-mă. Nu, este, nu intra să nu un conflict de interese între asiguratorul, care trebuie să fie un profesionist impecabil și faptul că suntem înrudiți prin legăturile de sânge ale Domnului Isus. Foarte bună întrebare. Biblia ne învață și spune foarte clar, este blestemat este omul care se încrede în om. Pe de altă parte, știm că avem și depindem unii de alții, ca și frețietate, ca și frați. Rolul unui agent, o dată ce e licențat, este ca să sfătuiască, este ca să, să ajute. Acesta nu este rolul. De asta, asta ne este meseria, de aceea suntem plătiți, așa ne câștigăm existența. Deci avem responsabilitatea noi, ca și agenți să le explicăm clienților contractul, toate demersurile, dar asta nu-l scuză pe client ca să nu-și facă tema de casă, cât de cât. Înțelegem, e ca și un medic. Ai mers la un medic și ți-a spus diagnosticul, ți-a spus rețeta, dar asta nu înseamnă că Dumneavoastră nu aveți dreptul sau nu aveți și responsabilitatea să vă fac, să vă documentați. Scriptura ne va da lucrul acesta. Pavel ne, ne învață lucrul acesta. Uh, uh. Creștinii care i-au încurajat merge și cercetați uh, uh, scripturile. Uh. Pentru că este o combinație așa de frumoasă încât nu îl încarci nici pe agent, chiar dacă ți frate. Nu îl încarci prea mult, cu prea multă responsabilitate. Uh, uh. Pentru că și clientul și cel care cumpăra produsul, trebuie să aibă o oarecare responsabilitate să se documenteze. Călătorim mult din pricina să suntem expuși la mai multe riscuri. Suntem într-o lume complicată. Îmi vin în minte cuvintele Scripturii care sună cam așa. Dute la furnică leneșule. Este adresat leneșului, dar leneșul are o problemă cu previziunea. Iată ce spune aici. Uite-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea nu are nici căpeteni, nici privitori, nici stăpân și totuși își pregătește hrana vara, pentru iarna, adică are această prevedere în care trebuie să învățăm și strânge de le mâncări în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule, când te vei scula din somnul tău, să dormi puțin, să mai țipesc puțin, să încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Nu cred că este o scoatere din contextul acestor versete în momentul când ne gândim la această noțiune de a acumula pentru zile negre, a aduna în vremea secerișului, când ești în floarea vârstei. Vremea secerișului este când suntem în floarea vârstei, când poți, când ai putere financiară, când poți să pui deoparte. Și acest mod de administrare a finanțelor este un mod de a pune în timpul verii pentru iarnă. Spre exemplu, Soția mea este casnică. Uh, pentru mine, o asigurare de viață a însemnat asigurarea pensiei în, ei. În felul acesta, ar trebui să anulăm toate fondurile de pensii, pentru că fondurile de pensii sunt un fel de asigurare de viață pentru posibilitatea din ce în ce mai redusă când vom trăi mai mult. De asta, unii dintre noi au ambiția asta, vreau să mănânc din pensia statului, că am muncit destul pentru ei. Deci, și cei care sunt pensionari sau plătesc fonduri de pensie trebuie să se gândească toți în acești termeni că este un, un, un mod de acumula, de a te pune la dăpost de, de a aduna precum furnica uneori ne ispitește lenea gândirii, ne este prea lene să ne gândim, cum ați spus, la moarte la tragedie deci nu ne pierdem credința dacă facem uh, asigurări Absolut deloc, chiar din potriva cred că suntem uh, chipzuiți înțelepți pentru că vedem acest Risc, acest rău care vine. Rău din perspectiva faptului consecințelor care urmează pentru cei care rămân. Dacă un, uh -huh. un credincios a decedat, este cea mai mare binecuvântare pentru că a ajuns sus în ceruri. Uh -huh. Dar pentru cei care rămân în urmă, va fi o povară. Deci, cum o întoarcem, cum nu o întoarcem, este într-adevăr o povară. Și riscurile în viață sunt mai multe, de diferite soiuri. Acest instrument financiar, că practic asta este intenționează ca să ajute sau să protejeze împotriva acestui risc a unui deces prematur. Ce se întâmplă în cazul dumneavoastră dacă și dumneavoastră și soția trăiți până adânc bătrânețe? Deci pe lângă această asigurare de viață vă recomand să vă faceți și un plan de pensie ca să vă puneți bani deoparte că dacă trăiți prea mult, da. ajungeți până la 95 de ani. Da, Doamne ferește! Da, deci, dar cu avansarea tehnologiei, cu avansarea medicinei, Șansele este ca, din nou, uh, să avanseze în nivelul de viață și longevitatea vieții. Știți, care este suplimentajul, să trăim atât de mult încât să nu ne mai amintim că am depus unde am depus și cine putea, este agentul putea. de asigurări. Uh, mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, pentru timpul pus deoparte uh, și n-aș vrea să încheiem fără un punct esențial. Am lăsat anume spre finalul. Întâlnirii noastre, acest aspect extrem, extrem de important. S-ar putea ca cei care au văzut emisiunea să creadă, domnii ferește, că vrem să facem reclamă la asigurările de viață. Uh, nici de cum nu asta este intenția, eu spun onest, sunt uh, și pot dezvolta motivele pentru care am o asigurare de viață. Uh, am o asigurare de viață veșnică, în primul rând, și apoi uh, am o, uh, o asigurare de viață, nu la firma pe care o conduceți, la o altă firmă ca să fie clar pentru cei care ne ascultă că nu avem un pri aici. Dar aș vrea în ultimele minute ale întâlnirii noastre să ne povestesc cum v-ați întors la Domnul. Oh, cum a avut loc Cu toată plăcerea. Da. M-am născut în Oradea și am crescut în biserica se numea atunci Biserica numărul 2 de pe Simeon Barnotiu. Era înainte de Revoluție pe vremea comunistă Mergeam la, la biserică și mi-aduc aminte atât de clar cât de, cât de multă lume era, cât de frumos era cu copiii să mergi la grupa de copii. Um, uh -huh. Și nu mi-aduc aminte specific, exact când a fost, în ce an specific, dar nu cred că am avut mai mult de șapte sau opt ani. Uh -huh. um, <coughs> am emigrat în America la vârsta de 9 ani, chiar înainte de, de Revoluție. Uh -huh. Dar mi-aduc aminte, eram la, la grupa de copii. Era într-o iarnă, pentru că se dea lângă teracotă, și teracota era încălzită bine. Uh -huh. uh, și se acolo, și învățătorul de școală duminicală uh, conducea cântările, și după ce a condus cântările, a început să depună o mărturie și să ne întrebe pe noi, să ne, facem, să ne facă pe noi să ne gândim. Și a pus acea renumită întrebare: dacă noaptea aceasta vei muri, uh -huh. unde îți vei petrece veșnicia? Uh, și m-a pus pe gânduri, și acolo, fiind copil. Am început să mă gândesc și a spus, într-adevăr, unde mă voi petrece uh, veșnicia? Și așa am început să mă gândesc, și din câte mi-aduc aminte, dar a fost cu mulți ani în urmă, în acea clasă, în acea grupă de, la acea grupă de copii, atunci l-am -am primit pe Domnul în inimă. Dumnezeu mi-a deschis inima um, și mi-a mi atras atenția, în primul rând, că sunt păcătos și am nevoie de această iertare, și faptul că El îmi dă acest har. Um, dar a fost așa o mare bucurie mi-aduc aminte copil fiind din nou nu mi-aduc aminte toate detaliile dar anumite aspecte le aduc aminte um, de acea bucurie să știu că mântuirea mi um, este asigurată și veșnicia este asigurată împreună cu Domnul. Um, a fost cea mai mare minune în viața mea, cea mai mare bucurie care și astăzi uh -huh. uh, mi-aduc aminte cu așa drag și o experimentez uh, zilnic pentru că odată ce am rezolvat această problemă care este cel mai mare risc, dacă vorbim în termeni de risc, cel mai mare risc pentru oricare om este unde îți vei petrece uh, veșnicia. Odată ce ai rezolvat această problemă, răsus destul de simplu prin comparație. Vi s-a întâmplat de-a lungul încercărilor de a vinde asigurări de viață să ajungeți la discuții despre veșnicie, discuții adesiori, evanghelistice? Adeseori. Adeseori. Și este o plăcere. Dacă dacă cineva are întrebări și um, la fel cum acel învățător de școală duminicală, dacă nu m-ar fi întrebat, dacă el nu ar fi deschis discuția și să mă provoce, să mă gândesc, um, subiectul vine. Când discuți despre de, uh, moartea unui om, subiectul vine și spunem ok, acum am rezolvat situația celor dragi care vor rămâne în urmă, haideți să discutăm acum despre sufletul noastră. Um, și sunt discuții așa de plăcute și fiecare își, își pune părerea și dacă vrea să, să continuăm discuția, mi ar face deosebită plăcere. Am avut un caz în care nu a fost vorba de asigurare de viață, a fost alt tip de asigurare. Cu un, un domn care adeseori ne suna la birou și am avut ocazia prin telefon la servici, să a început să se să-și spune tot felul de încercări și probleme care le-a avut în viață, și n-am putut zic, dacă acum dumneavoastră mi-ați dezvăluit atâtea <laughs> nevoi și atâtea lucruri, aș fi fățarnic să nu vă spun exact care cred că ar fi soluția pentru dumneavoastră, mm -hmm. în sensul că de asta a venit Domnul Iisus Hristos pe lume. Vreau să vă prezint, mm -hmm. să vă spun mai multe despre el. Am mm -hmm. trimis și niște casete, nu eram uh, în apropiere, uh, și primi la Domnului, Domnul a lucrat înima în lui. Uh, prin, sau, printre câteva convorbiri telefonice. Uh -huh. Am stat de vorba astăzi cu domnul Gaius Văduva, uh, agent de asigurări, conduce propria sa uh, firmă de asigurări, uh, dar mai mult decât atât este soț, tata cinci copii și slujitor în biserică. Uh, Și-a investit viața în misiune, în lucrare, în uh, inițiative de fundraising pentru organizații creștine. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să Mulțumim. Mulțumim. ne ajute pe toți să înțelegem că cea mai mare asigurare și cea mai mare siguranță o găsim în Mântuitorul nostru, în Domnul Isus Hristos. Dragi prieteni, trăim într-o lume complicată, într-o lume imprevizibilă și tocmai pentru că nu avem providență, ci numai unul singur este Provident, Dumnezeu și ne lasă să trăim în istorie fără cunoașterea viitorului, dar ne lasă în sarcină să fim prevăzători. Probabil v-ar sfătui să ne gândim din toate perspectivele. Nu este un semn de spiritualitate să-ți faci o asigurare de viață, așa cum nu este nici de cum un semn de spiritualitate să nu te gândești la viitor și să nu te gândești la cei dragi. Reamintesc faptul că în cartea Proverbii se aduce aminte de mai multe ori să ne gândim cu responsabilitate la viitor, cu prevedere, Providența îi aparține lui. Prevederea este din partea noastră. Necunoscătorii viitorului. Nu anulăm credința, ne încredem în mâna lui și Dumnezeu rămâne pe tron, conducând întreaga istorie, conducând viitorul al lumii și al nostru. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul dumneavoastră, pentru atenția dumneavoastră și ne reîntâlnim în jurul altor subiecte. Sperăm data viitoare un pic mai senine decât ce s-a întâmplat în Turcia și s-a întâmplat în Franța.